Bună seara, este cel mai mare cutremur din sistemul medical. A apărut astăzi oficial și ordonanța care liberalizează serviciile în sănătate. Surpriza surprizelor, fără niciun fel de dezbatere, se permite accesul privaților la serviciile medicale de urgență. Este un lucru asupra căruia a avertizat Raed Arafat. Miza financiară este uriașă. De asemenea, tot astăzi, DNA a intrat din nou în forță în lumea medicală, în sistemul medical. Un chirurg celebru este de 6 ore la audieri. Toate acestea vom vorbi imediat cu fostul prim-ministru Victor Ponta, însă pentru început toate informațiile vin de la colegii mei. Prima dată Marius Gârlașiu ne vorbește despre ordonanța care privatizează sănătatea. Marius, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Ordonanța pe sănătatea guvernului Orban a fost publicată aseară în Monitorul Oficial, la mai bine de o săptămână de la adoptarea ei în guvern. Actul normativ conține însă o adevărată lovitură dată de guvernul PNL. Fondurile publice pentru urgențe au fost și ele privatizate, însă fără dezbatere publică. Astfel, accesul la fondurile din sănătate a fost complet liberalizat. Asta înseamnă că statul va deconta acum serviciile medicale, inclusiv cele de urgență, și pentru spitalele private. În plus, spitalele private care nu au încă servicii de urgență își vor putea înființa aceste servicii, iar costurile pentru pacienți vor fi suportate tot de la bugetul de stat. Rămâne însă de văzut acum ce va însemna în practică accesul spitalelor private la fondurile din programele naționale și cum se vor calcula prețurile reale ale serviciilor. În schimb, textul ordonanței le interzice privaților să le ceară pacienților coplată la programele naționale. Mulțumesc, Marius, vă spuneam de asemenea că sunt audieri în acest moment la Direcția Națională Anticorupție de 6 ore. Mircea Beuran stă și vorbește cu procurorii. Larisa Popa se află acolo și ne dă toate informațiile. Larisa, bună seara! Bun găsit, iată audieri care au început în jurul prânzului și care continuă și la această oră. Mircea Beuran se află în fața procurorilor anticorupție, răspunde la întrebările acestora în dosarul pe care îl instrumentează procurorii anticorupție, un dosar de luare de mită deschis în 2018. Sursele noastre spun că Mircea Beuran ar fi primit mită 10.000 de euro pentru a-l angaja în spitalul Floreasca pe un bărbat. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, dar banii au fost dați. Imediat după această întâmplare, bărbatul a venit și a depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție. Astăzi, procurorii anticorupție, polițiștii judiciariști au descins în casa lui Mircea Beuran din Ciolpan, au stat acolo ore bune, au percheziționat casa, au plecat de acolo cu mai multe documente și lucruri cu înscrisuri. Toate acestea le vor folosi în anchetă. Pe de altă parte, au mai fost și alte percheziții, odată la Spitalul Floreasca, la secția de chirurgie, secție pe care Mircea Beuran a condus-o până la începutul acestui an, și a fost de asemenea percheziționat și cabinetul privat al lui Mircea Beuran. Iată că în acest moment se află în continuare la audieri, în momentul în care a plecat de acasă cu mașina Direcției Naționale Anticorupție, Mircea Beuran a spus clar și răspicat că nu a luat mită. Vom vedea ce le va răspunde procurorilor anticorupție și ce vor decide aceștia la finalul audierilor. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Larisa. Doamne, să ne discutăm împreună cu invitații din această seară. Doamna Elena Cristian, redactor șef al DC Business. Bună seara. Doamna Silvia Dinică, senator USR. Domnul Daniel Savu, reprezentant al PSD. Bună. Domnul Tănase Stamule, reprezentant al PNL. Vă mulțumesc că sunteți aici. Domnule Tănase Stamule, haideți să începem un pic cu ordonanța aceea, o să vorbim, repet, imediat cu Victor Ponta. Privatizarea serviciilor de urgență fără niciun fel de consultare publică? Deci, în primul rând, nu este privatizarea niciunui serviciu de urgență, ci pur și simplu... Permiteți-mi, vă rog, să vă întrerup în legătură telefonică directă cu noi, fostul prim-ministru Victor Ponta. Domnule prim-ministru, bună seara, președinte al Pro-România. Ați vorbit foarte mult despre miza întregului demers al guvernului, o sumă uriașă în joc. Spunea aici domnul Stamule că nu e vorba de niciun fel de privatizare. E o privatizare sau nu a sistemului de sănătate? Bună seara, în primul rând, îi salut pe toți invitații dumneavoastră. Da, cred că sistemul de sănătate ne privește pe toți, 20 de milioane de oameni. Și nu poți să iei decizii mari seară,
pe baza unui mail prin ordonanță de urgență, pe baza unui mail pe care noastră l-ați publicat, în care domnul ministru zicea am vorbit cu prietenii mei și asta e forma. Cred că ceea ce se întâmplă cu banii românilor de sănătate trebuie discutat, trebuie dezbătut. Noi acum dezbatem, să vă spun sincer, aproape degeaba că s-a dat ordonanța și trebuie pornit de la câteva principii. Și anume, este bine să avem și medicină privată și sale private, așa cum însă trebuie să le avem pe cele publice, pentru că în România, ca și în Germania, ca și în Franța, 90% dintre oameni își permit sistemul public de sănătate și doar 10% cei cu venituri peste medie își permit să meargă în sistemul privat. În al doilea rând, dacă vii și spui să meargă toată lumea la privat și să mărim, să plătim de la buget tot ceea ce se plătea înainte din buzunarul omului, este o minciună atâta timp cât nu mărești fondurile. Și am dat exemplu foarte clar. Domnul ministru Costache a mărit tarifele la operația pe care o face el pe cord de la 2.000 la 10.000 de euro. Foarte bine, poate că atât a meritat. Problema este că în felul ăsta, bugetul rămânând același, în loc de 5.000 de persoane, mai oferesc doar 1.000 din banii de la buget. Restul, dacă au bani în buzunar, 10.000, bine. Dacă nu, mor. La fel, spitale private nu există decât în București, Timișoara, Cluj, sigur, spitalul domnului ministru la Sibiu. Dar în restul țării, oamenii nu se pot duce la spitale private pentru că nu au spitale private. În al treilea rând, și cu asta închei, cred că peste tot în lume a fost discuția în America 4 ani, Obamacare. Este o discuție în Anglia pe această temă, în Franța. Nu poți să iei banii la sănătate, atât cât sunt ei. În România sunt foarte puțin, din păcate, și să-i dai pentru 10% dintre români, în timp ce ceilalți 90% practic mor. Eu fac parte, eu m-am dus la spital privat, îmi permit. Dar 90% dintre oameni nu își permit lucrul ăsta și nu cred că poți să omori sistemul public ca să păstrezi doar un sistem privat care va servi 10% din populație. Orice decizie ei, repet, trebuie să o pui în discuție, trebuie să o discuți cu toată lumea, trebuie să o explici, chiar dacă unul e contra, chiar dacă unul e pentru, să dai ordonanță marțea seară. Pe un mail, domnul ministru n-a avut curaj să vină să susțină că știa că e ilegal ce face și a trimis un secretar de stat și a dat un mail. Așa cum am vorbit cu prietenii noștri, dați drumul la ea. Mi se pare cel mai mare jaf și pericol la adresa noastră ca societate unită, nu împărțită între 10% mai bogați și 90% mai sărani. Aș vrea să vă întreb, că iarăși vine explicația asta dinspre guvern și dinspre ministru. Nu va costa mai mult nimic pacientul, din contră, lucrurile vor fi mai simple pentru că vom avea de ales în... Poate. De repet, ce? Eu vorbesc cu discutantul, dar explicarea e, dar a fapt, puteți găsi pe Facebook-ul lui explicații cu date, exact, cu cifre, cu tot. La stat în acest moment... O operație de apendicită se descontează 2.000 de lei. La privat este 7.000 de lei. 2.000 de lei de la casă și 5.000 din buzunar. Dacă acum ne ducem toți la privat, cei de la privat ce o să ne opereze cu 2.000, cu 7.000. Deci cei 5.000 de lei de unde vin? De la domnul ministru de acasă? Eu nu știu să există încasări suplimentare la sănătate. Evident că se vor opera de 3 ori mai puțin oameni de aceiași bani și în luna mai, iunie sau iulie nu vor mai avea spitalele publice bani, o să spună ne pare rău, asta e, banii noștri s-au dus la privat, duceți-o la privat, iar privatul corect și pe bună dreptate va zice, mie îmi dă statul 2.000, restul de 5.000 dați-mi din buzunar. Eu mai am 5.000, poate dumneavoastră aveți, doamna Ruse, dar mulți oameni din țara asta nu au. Și atunci ce face? Vreau să vă întreb în legătură cu acest adagiu, ea spune, această adăugare la ordonanță despre care nu s-a știut absolut nimic, și anume accesul privaților la serviciile de la medicina de urgență. Ce înseamnă că își vor putea crea, ca să zic așa, propriul smurd, deci zic cu ghilimele, și vor intra în competiție cu smurdul, să zic, oficial? Bun, aici lumea zice, domne, Arafat vrea numai la smurdul lui și... Nu cred că este așa. După cum știți foarte bine și știm toți chestia asta. Și e normal până la urmă. La spitalul, la clinica privată se iau cazurile ușoare. Când e un caz greu, îl iau și îl mută la spitalul de stat. E normal până la urmă. Cazurile grele, cazurile complicate, costă mult mai mult. Până la urmă, un spital privat nu-și permite, nu știe, domne, se mai trezește, nu se mai trezește pacientul. E un caz dificil, îl mută la stat, că statul e obligat, scrie în Constituție,
că statul trebuie să asigure serviciile de sănătate. Cazurile de urgență sunt cazuri costisitoare în care nu știi dacă cel care vine acolo e asigurat sau nu e asigurat, dacă are bani, dacă nu are bani. Cum o să facem? Mă ia salvarea sau smurdul? Mă duce la un spital privat, primul lucru înainte să mă pună pe masă, mă întreabă, domnule, dar banii ai să plătești? Păi n-am. Ei, atunci fiți-l înapoi în smurd și îl duceți la stat. Asta e de fapt întrebarea pe care o pune Raed Arafat. Iar ideea că, uite, nu o să fie nicio problemă cu banii. Dar de ce? Sunt mai mulți bani? Au crescut contribuțiile la sănătate? Au crescut încasările? Nu. Sunt aceiași bani. Dacă îi împarți în mai multe zone, normal că o să rămână mai puțin. Despre asta este vorba. E o realitate. Eu vreau să vă spun un lucru. În America, țară bogată, în Germania, oriunde, dacă un ministru venea și spunea, dom'le, toți cetățenii americani sau nemți, puteți să mergeți la privat, și ce spuneau toți? Ce mincinos e ministrul ăsta. Normal că nu pot să meargă. De altfel, sistemul privat din România nu are capacitatea de a trata 20 de milioane de pacienți. Domnul Costache își permite să mintă pentru că el lucrează la un spital privat care e în insolvență, care a fost anchetat de DNA pentru rețete false și pacienți falsi și pentru că el fiind de la PNL zice, domnule, n-au ce să-mi facă că eu sunt de la PNL. Liberalizarea sistemului în gândirea domnului Costache este dacă ești de la PNL poți să iei banii să fugi. Spuneați așa și e un lucru care într-adevăr pune pe multă lume pe gânduri. Chiar nu se mai poate face nimic pentru că ordonanța asta va veni totuși în Parlament. Ba da, se poate face. Primul și în primul rând sunt convins că avocatul poporului va ataca ordonanța pentru că au adoptat-o împotriva avizului negativ al Consiliului Legislativ. Mie, știți, două lucruri mi se par foarte ciudate. Dacă chiar vrei să faci un lucru bun, nu trebuia să-l dai marți seară când miercuri era moțiunea de cenzură. Trebuia să-l faci din timp sau să-l pui în Parlament și să arăți, uite, domnule, nu știu, pota sau altul nu vrea, dar eu vreau și iată de ce câștigau. Al doilea lucru, de ce n-au cerut avizele, de ce le-au ținut secrete? Și aveți explicația și vă rog încă o dată, ați dat și dumneavoastră, a dat și Victor Ciutacu, faimosul mail care explică tot. Dragă Andrei, prietenii noștri mi-au trimis forma să nu ajungă la nimeni decât la tine și la Horace. E, aici deja, vă repet, în orice alt guvern ne-am fi aflat, ministrul respectiv era deja la DNA, dădea explicații. Da, domnul Costache zice, domnule, de la PNL, las că-l ia pe Beura, nu mai ia pe mine. Asta voiam să zic, că deocamdată la DNA este domnul profesor Beuran, o să vedem ce se întâmplă cu domnia asta, dar știți ce nu înțeleg? Ok, pot să accept că vine o guvernare cu o idee liberală, să-i spunem, hai să facem o competiție între privat și stat. Dar la cum descrieți dumneavoastră situația, pare că sistemul de stat va intra în colaps mai puțin de un an. Păi nu, dar să știți că eu cunosc și am vorbit și am o părere foarte bună despre multe spitale private din România care mi-au zis, domne, eu nu vreau, eu sunt spital privat, fac bani cu bani privați, cu asigurări, cu firme. Eu nu vreau, că știți, în România, cei mai mari șmecheri din România au făcut afaceri private cu bani de la stat. Asta vrea să facă domnul Costache cu Politanu, afaceri private cu bani de la stat. Cei care au spitale private în România, zice, noi nu vrem bani de la stat. Noi avem pacienții noștri, avem contractele noastre, avem pachete de servicii cu firme multinaționale, suntem în regulă, nu vreau să ne dea statul nimic. Pentru că dacă dă statul, întrebarea este atunci îi dai voie și spitalului de stat să zică 2000 operații plus 5000, nu îi dai voie, pentru că e de stat. Îi dai voie și celui de la spitalul de stat să nu facă nicio licitație pentru ceea ce cumpără, că cel privat nu face licitație, că nu-s bani publici. Deci dai bani publici, dar rămâi privat. Asta că privatizăm câștigurile și facem publice pierderile a fost boala României și văd că ne-am întors din asta, nu-i liberalism. Iertați-mă, asta e hoție. Dacă lucrurile rămân așa, ce se va întâmpla cu sistemul medical de stat, cu sistemul de sănătate de stat? Vom asista în continuare la un sistem public care în loc să-și crească calitatea, și e mare nevoie în sistemul public de o creștere a calității și a investițiilor și a modului de lucru, vom constata pur și simplu că medicii, pe bună dreptate, se mută de la stat la privat sau te duci la stat și zice, da, ca la, tu știi că așa e la Sibiu, te duci la spitalul județean și zice, nu la noi, că noi n-avem de niciunele. Mergeți în curte aici, la noi, în curte este spitalul Politano. Dar cine e acolo? Păi tot eu sunt. Stați un pic să-mi schimb halatul, îmi pun halatul de la Politano și tot eu vă tratez.
Păi tot pe degeaba. A, nu, pe factură. 5.000, 7.000, 10.000, 15.000. Că știți, la noi e scump. Ori asta înseamnă că vom trăi într-o societate în care 10% dintre oameni, repet, eu, poate dumneavoastră, avem servicii bune și 90% mort fără. Ceea ce nu cred că ne dorim niciunul dintre noi. Și o ultimă întrebare, domnule prim-ministru, se cere dinspre PSD și bănuiesc că toată lumea vrea să vadă desecretizarea discuțiilor ședinței de guvern din acea marțară. Este posibilă? Evident că este posibil și este legal, dar dacă o să vedeți desecretizarea în care foarte mulți miniștri, nu e cazul ministrului sănătății că el n-a venit deloc la ședință, dar foarte mulți ministri și oameni care trebuie să ia vize spun, domnul prim-ministru, asta nu se poate, nu e legal, sau asta nu dăm aviz. Și domnul prim-ministru, ce nu mă interesează, mă? Le dăm. 25. Atunci s-ar putea să vedeți că am schimbat o guvernare foarte rea, doamnei Dăncilă, cu o guvernare ticăloasă a domnului Orban. Și asta s-ar putea să nu le placă celor care au fost acolo. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, seara bună. Seara bună. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru. Vă rog, v-am întrerupt pentru că am Păi, în primul rând să ne aducem aminte că în 2013 guvernul Ponta a dat acces spitalelor private să primească finanțare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De serviciile private astăzi sunt subvenționate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în urma unei decizii a Partidului Social Democrat din 2013. Deci domnul Ponta prezintă numai partea lui de adevăr, că așa e domnul Ponta. Doi, noi nu discutăm în această ordonanță de urgență decât de programele naționale. Ba da, privații au acces la finanțare de la Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru anumite servicii și într-o anumită limită. Exact. Păi, la fel este și acum. Privații vor avea acces pe programele naționale. Iarăși, nu se va avea acces de azi, de când a apărut OUG-ul. Există un contract cadru care se va face între privații care vor și Casa Națională de Asigurări de Sănătate și asta va duce ca unii privați să poată oferi aceste servicii care sunt programele naționale. Vreau să aduc aminte de respectatorilor că există deja programe naționale care se fac în marea lor majoritate cu privații. Și aici, primul exemplu cel mai de succes este dializa. 95% din serviciile de dializă se fac cu privați și inclusiv transportul este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, deci cetățenii nu plătesc nimic. Iar până să existe acest program cu privații, trebuiau să se plimbe bolnavii de insuficiență renală 200-300 de kilometri până Haideți, ajunge domnule, că le știm cu toții pe asta, spuneți-ne și radioterapie. Păi v-am spus deja, nu există coplată, nu există acces generalizat la din partea privaților, trebuie să existe un program cadru, un contract cadru, astfel încât să nu existe ideea că se iau bani în plus. Da, tocmai ce au zis, deci, ce au amenințat privații că nu vor să semneze acest contract. Păi tocmai asta, deci nu există povestea asta că o să aibă acces nelimitat privații și că o să facă ce vor ei. Bun, deci există, de exemplu, uitați-vă în Constanța, s-a stat 20 de ore în urgență. Deci, în mod evident, spitalele de stat sunt în mare, sunt depășite, sunt aglomerate. Trebuie să dăm acces celor de la privat ca să degrevăm sistemul de stat. Ideea era să fi discutat, ideea era să fi făcut măcar o dezbatere publică înainte de povestea asta. Toate fake news-urile astea din spațiul public sunt minciuni. Nu există nicio privatizare. Asta este adevărat. Vreau să mergem la colega mea, Larisa Bernaschi, pentru că vă spuneam, se cere desecretizarea discuțiilor din ședința de guvern. Din acea marțară, Larisa vine cu informații. Larisa Bernaschi, bun găsit! Bun găsit tuturor! Continuă scandalul în privința celor 25 de ordonanțe de urgență date de guvern în ultima zi de guvernare. În acest sens, Partidul Social Democrat, în speță președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, își dorește desecretizarea stenogramei ședinței în care s-au aprobat cele 25 de ordonanțe de urgență, având în vedere că majoritatea ordonanțelor de urgență nu au fost puse în dezbatere publică și nici la această oră nu știm o parte din ele ce conțin. Până în acest moment au fost publicate 17 ordonanțe de urgență. Astăzi executivul a anunțat că renunță la 3 dintre ele, se referă la 3 ordonanțe de urgență privind fondurile europene, însă mai sunt de publicat încă 5 ordonanțe de urgență. Printre acestea s-ar afla și 2 ordonanțe de urgență care au legătură cu alegerile pe care vor să le organizeze cei din Partidul Național Liberal. Ne referim aici, bineînțeles, la
alegerile parlamentare anticipate. Vorbim deja de acea ordonanță de urgență celebră în care s-au schimbat câteva date, astfel încât să se poată organiza alegerile anticipate, cel puțin așa spun cei din Partidul Național Liberal, pentru că până în acest moment nu a fost făcut public actul normativ. Pe de altă parte, cei de la USR susțin că mai există o altă ordonanță de urgență în care este prevăzută o modificare extrem de interesantă, și anume parlamentarii vor putea să aibă pensii speciale chiar dacă nu au un mandat întreg. Asta înseamnă că și dacă avem alegeri anticipate, vor putea actualii senatori și deputați să beneficieze de acea pensie specială. Susțin cei de la USR că prin acest lucru încearcă cei din executiv să îi convingă pe actualii senatori și deputați să fie de acord cu dizolvarea Parlamentului, mai ales că în perioada imediat următoare, adică cel mai probabil săptămâna următoare, urmează și câteva voturi extrem de importante în Parlament. Vorbim de votul de investitură pentru noul executiv. Trebuie să vă reamintesc faptul că două propuneri de guvern trebuie să pice în următoarele 60 de zile, astfel încât Parlamentul să poată să fie dizolvat de către președinte și să ajungem la alegeri anticipate. Mulțumesc, Clarisa. Doamnă senator, sunt foarte multe, foarte multe speculații, foarte multe interpretări. Ar fi necesară desecretizarea discuției din ședința de guvern? Da, aici cred că toată lumea e de acord cu acest aspect. Ar trebui să avem acces la ceea ce s-a discutat, dar ceea ce vreau să spun, că n-am avut ocazia să vorbesc despre partea de ordonanță, eu cred că e foarte important să discutăm pe textul ordonanței și să vedem că, de fapt, din perspectiva pacientului, de fapt, se deschide calea către a avea acces la mai mulți furnizori de sănătate. Asta ar însemna un timp mai scurt de așteptare pentru pacient. Dar, în același timp, este adevărat că implementarea acestei ordonanțe va aduce niște aspecte care ar fi trebuit dezbătute și care ar fi trebuit explicate. Pentru că, să ne gândim puțin, în spitalele publice există mai multe secții. Sunt secții aferente acestor programe naționale care aduc venituri, care sunt bugetul spitalelor publice, este unul financiar paușal. Da? Unele secții nu acoperă nici măcar costurile personalului său, altele sunt pe plus. În momentul când deschizi piața și, să zicem, avem un flux mai mic de pacienți, atunci se pune problema cum se vor compensa aceste, cum se vor închide aceste bugete. De asemenea, să nu uităm, ați spus mai devreme, sunt cadre didactice medicale care activează și în privat și în sistemul public. Și atunci, cum asigur permanența acestor? Pentru că vorbim de servicii de urgență, adică ar trebui să avem permanența aici. Cine aș vrea să rămânem strict în tema asta, pentru că s-au întâmplat lucruri astăzi. Vreau să vă întreb însă, dacă vorbim, repet, l-am avut aici invitat pe colegul nostru, Emanuel Ungureanu, vorbea fix de chestiunea aceasta, că s-ar da așa numită ordonanță trenuleț de modificare a multor acte normative, cu această modificare a legii privind pensiile speciale ale parlamentarilor. Domnule senator, cum putem în momentul ăsta să credem pe cuvânt guvernul? Că nu știu, nici acum nu știm de ce nu a fost publicată ordonanța cu alegerile parlamentare. În momentul ăsta nu mai putem să credem deloc guvernul pe cuvânt, pentru că s-a dovedit și tocmai de-aia se cere desecretizarea acestor stenogramele. Și eu cred că multora le-au atras atenția aceste stenograme, că altfel n-ar fi venit ideea asta de a fi desecretizate. Probabil că acolo foarte mulți oameni care sunt în jurul, că sunt oameni care totuși lucrează pentru guvern și care nu sunt toți politici. Și spun, domnule, stai puțin, când avem avizele, oamenii încep să atragă atenția și în ședința de guvern, dacă se trece peste existența unor avize, acest lucru este o ilegalitate. Și aici se va ajunge. Eu cred că tot ce s-a făcut în acea noapte a fost o gândire cu premeditare. Și spuneam aici și despre această ordonanță de sănătate. Dați-mi voi, nu mai spun că este o dezinformare totală. E adevărat că
oamenii ar avea posibilitatea să se trateze în mai multe locuri. Dar pe ce bani? Dacă ar fi existat o dezbatere reală asupra acestui subiect, cetățeanul de acasă trebuie să înțeleagă. Da, mă, pot duce la privat, îmi decontează o parte din bani, dar nu e ca la stat să nu plătesc nimic. Plătesc serviciile complementare care sunt acolo, alea toate să plătesc la privat. Deci omul trebuie să știe unde ajunge. Sau îi decontează analizele pe diabet, de exemplu. Le decontează, dar numai dacă sunt avizate sau sunt cerute de medicul de la clinica privată care trebuie plătit. El acolo nu mai e gratis. Înțelegeți? Toate asta, lipsa de dezbatere a dus la această lipsă de credibilitate a guvernului în ceea ce privește acest pachet de ordonanțe dat grămadă noaptea, amestecându-le pe unele care poate chiar aveau caracter de urgență cu unele fără nicio urgență. Să fie clar. Și nu explică domnul Costache cine sunt prietenii noștri. Eu am lucrat în guvern și sunt sigur că orice ministru ar fi avut această abordare, era luat de DNA de mult. Cine sunt prietenii noștri care scriu ordinele de ministru? Așa ceva nu există. Nu, ne sperăm că e bine să ai prieteni. În general, mi se pare... Când ești ministru, e bine să ai foarte mulți prieteni, dar să nu-ți scrie ordinele de ministru, tu nici măcar titlul să nu-l știi. Să țineți minte ce dat titlul să îl punem noi. Nu sunt făcute de minister. Niciun angajat al ministerului nu și-ar fi permis să-i trimită ministrului un ordin fără să-i pună titlul. Vreau să vorbim un pic și despre dublarea alocațiilor și pensiile primarilor. Sunt bombele pregătite de către majoritatea parlamentară pentru guvernul actual. Executivul ar putea fi obligat să facă rost de bani în condițiile în care premierul Ludovic Orban susține că doar dublarea alocațiilor înseamnă 6 miliarde de lei de la buget. Gianina Vatcovici ne explică. Bună seara, Gianina! Bun găsit, sunt două ordonanțe foarte importante pentru care deputații vor avea votul decisiv, în sensul în care până acum aceste ordonanțe au fost respinse în Senat. Pe de o parte ne referim la acea ordonanță care amâna termenul de intrare în vigoare a dublării alocațiilor, anume de la data de 1 august. Această ordonanță de urgență, mai exact proiectul de aprobare a ordonanței de urgență, a fost respins în Senat, ceea ce înseamnă că dacă și în Camera Deputaților se va întâmpla acest lucru și, bineînțeles, dacă se va ajunge la președintele României, se va renunța la acea ordonanță de urgență care prorogă termenul. Asta înseamnă că alocațiile vor trebui majorate cât de curând. Ori există un impact destul de mare, de peste 6 miliarde de lei, așa cum spunea și premierul și ministrul de finanțe, ori guvernul în acest moment nu are suficienți bani pentru a acoperi această majorare. Dar vă mai spuneam de încă o ordonanță de urgență care de asemenea are un impact foarte mare. Este vorba despre un impact care ajunge chiar și la 170 de milioane de lei. Este vorba despre acea ordonanță de urgență care, printre altele, amâna termenul de intrare în vigoare a acordării pensiilor speciale în cazul primarilor până în 2021. Ori a venit acea ordonanță a guvernului care amână termenul de intrare în vigoare, așa cum vă spuneam, însă proiectul de aprobare a ordonanței de urgență a fost respins de asemenea în Senat. Asta înseamnă, din nou vă spun, că dacă se va ajunge în situația în care deputații vor da votul final și vor respinge acest proiect de lege de aprobare ordonanței, asta înseamnă că primarii vor trebui să-și primească pensiile speciale și vă spuneam, este o sumă destul de mare pe care în acest moment guvernul nu are cum să o acopere, în sensul în care nu există resursele financiare necesare pentru a face un astfel de efort, astfel încât să se încadreze de asemenea în ținta de deficit propusă. Mulțumesc, Gianina. Elena, sunt o să trebuiască găsiți bani și pentru alocații și pentru pensiile speciale ale primarilor. Ce să vezi? Că o să fie primarii dintre toți au tras lozul câștigător. Povestea pensiilor speciale pare să fie așa fără sfârșit pentru toate guvernele. Este o temă de campanie, dar în realitate puțini sunt cei care își doresc ca aceste pensii speciale sau cum se numesc indemnizații sau cum s-or mai numi să dispară cu adevărat. Sigur, dacă aceste acte normative vor trece și de Camera Deputaților, în ceea ce tema alocațiilor cu siguranță va fi acceptată de președintele Iohannis, să nu uităm că a promulgat legea privind dublarea alocațiilor. Nu cred că în acest caz nu va fi de acord ca acest lucru să se facă imediat, așa cum decide Parlamentul, și guvernul va trebui să găsească această sumă, care nu este deloc mică. Înțeleg ce înseamnă să cauți în buget câteva miliarde bune. Pe de altă parte, însă, îmi doresc foarte mult să văd și o strategie prin care se aduc mai mulți bani la buget. Îmi doresc foarte mult să văd că la ANAF se lucrează, îmi doresc foarte mult. Eu cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo, cunosc foarte bine
cât de greu se strâng banii și dacă tot ne plângem toată ziua că nu sunt bani sau dacă tot se plâng guvernanții, bine ar fi să vină și cu strategii pentru asta. Una peste alta, dacă Parlamentul României va decide că aceste alocații trebuie majorate în luna următoare în care această ordonanță trece de Parlamentul României, e clar că acest lucru se va întâmpla. Nu la fel de ușor va fi, din păcate, pentru pensii, care înțeleg că până la urmă nu vor fi majorate chiar cu punctul de pensie, nu va fi majorat chiar cu 46 din septembrie, va fi majorat cu cel mult 20%. Înțeleg că sunt discuții destul de mari în cadrul guvernului pe această temă, să se facă un fel de eșalonare, 20% cel mult. Dar să se facă mai devreme de 1 septembrie, asta să da. fie. Vom vedea exact. Cu pensiile speciale, repet, aștept să văd o decizie clară, fermă, un consens al clasei politice și aștept să văd exact ce se întâmplă cu aceste pensii speciale, repet, care sunt o temă de campanie, dar care, așa cum știm, aștept ordonanța aceea vestită. Domnul Ungureanu, colegul dumneavoastră, doamna senator, ne-a spus de ordonanța în care parlamentarii își primesc indemnizația, pensia specială, indemnizația, chiar dacă nu au mandat întreg. Ați auzit de așa ceva, domnule Tănase Stamule? E posibil? Nu am auzit de așa ceva. Pot însă să vă spun că... Când vedeți noi ordonanța? O să vedem în curând ordonanța. Ați văzut, toată lumea a țipat că ordonanțele nu au avize și 17 ordonanțe sunt deja publicate. Unde cum a țipat? Dar e dreptul nostru. E fi siguranță, dar uite că s-a întâmplat să aibă avize, să fie în regulă. De... Consiliul economic și legislativ. Dar eu vă spun un lucru. În luna ianuarie, ANAF a colectat cele mai multe venituri din TVA din 2016 până în prezent. Faptul că, pentru prima dată în mulți ani, bugetul de stat s-a aprobat înainte de 1 ianuarie, a generat... Chiar... Ba da, este adevărat. Anul nu chiar pentru prima oară în foarte martie. Mulți ani. Da, dar anul trecut s-a aprobat în martie, generează o încredere astfel încât statul poate să-și execute obligațiile contractuale, poate să genereze noi proiecte. Probabil că la jumătatea lunii februarie toate autoritățile publice locale vor avea bugetele votate. Nu, și vor putea e firesc să găsească normal. Guvernul bani dacă Parlamentul decide că alocațiile trebuie dublate imediat? Dacă legea este promulgată, este obligație. Legea este promulgată. Ordonanța care prorogă termenul... Deci, dacă ordonanța pică, nu mai este o dezbatere, este o obligație legală. Va trebui să vedem de unde luăm. Așa cum a spus guvernul la rectificare, era discuția să găsim soluții ca să creștem ordonanțele. Dacă nu alocațiile. Se va... Alocațiile, scuze. Dacă va fi obligat guvernul să găsească acești bani înainte de rectificarea din vară, va trebui ca să vedem care capitole bugetare din actualul buget pot fi mutate la Ministerul Educației, la Ministerul Muncii, adică la Ministerul de Finanțe și să vedem cum plătim aceste alocații crescute. Deci tot dezbatere dacă aplici sau nu aplici legea atâta timp cât ea este în vigoare. Deci nu, ce să dezbatem pe tema asta? Noi am spus foarte clar, susținem creșterea alocațiilor, începând cu vara anului 2020, la rectificare. Asta este mesajul guvernului Orban. Tocmai pentru că neavând vreau banii să... prevăzuți în buget de la începutul anului... Vreau să vă spun un lucru, că în timp ce se întâmplă toate lucrurile astea, există multă lume îngrijorată pe un lucru care, ce să vezi, îngrijorează toată planeta, și anume eventualitatea în care coronavirusul ajunge aici pe teritoriul României. Vorbim deja de astăzi de primul român infectat cu acest virus. Se află pe o navă de croazieră care e acum în carantină în Japonia. Vom vorbi imediat cu secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru. Mergem întâi însă pentru toate informațiile la colega mea, Diana Buzea. Bună seara, Diana! Bun găsit! Într-adevăr, avem primul român confirmat cu coronavirus. În urmă cu puțin timp, Ministerul de Externe a făcut o precizare cu privire la situația cetățenilor români aflați la bordul celor două nave de croazieră, Diamond Princess și Westerdam. Unul dintre pasageri este confirmat cu virusul ucigaș. Cetățeanul român a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situații, iar ambasada României în Japonia se află în legătură cu românul. Pe vasă s-au aflat 17 cetățeni români, 15 membri ai echipajului și 2 pasageri. În ceea ce privește nava de croazieră Westerdam, Consulatul General al României la Hong Kong a obținut confirmarea că la bordul navei se află un număr de 17 cetățeni români, respectiv 9 pasageri și 8 membri ai echipajului. Cel puțin 135 de persoane de la bordul vasului de croazieră Diamond Princess au avut rezultatele pozitive de infectare cu noul coronavirus. Mulțumesc, Diana. Vă spuneam, în legătură telefonică directă cu noi, domnul dr. Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Domnule ministru, bună seara! Știu că toată situația asta este gestionată de Ministerul de Externe, însă vreau să vă întreb dumneavoastră ce informații aveți.
Noi ținem permanent legătura cu Ministerul de Externe. Informațiile pe care le aveți dumneavoastră sunt cele exacte. Nu mai repet, pacientul român este coborât de pe vasul de croazieră și se află într-un spital din Japonia pentru monitorizare și tratament. Domnul doctor, există multă spaimă legată de coronavirusul ăsta. Deja estimările oficialilor chinezi sunt că undeva în aprilie se va termina cu toată nebunia asta. Însă tot astăzi a venit dinspre lumea politică, dinspre Parlament, o solicitare de convocare a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. E necesar să se discute despre chestiunea asta la nivelul cel mai înalt for de securitate sau sunt lucrurile gestionate în parametrii, cum să spun, buni la nivelul Ministerului Sănătății? Țin să vă informez că eu mă aflu la Bruxelles, unde astăzi a avut loc o sesiune extraordinară a Consiliului ESCO pe sănătate, pe securitate, tocmai pentru coronavirus. Ministrii Sănătății din statele membre s-au întâlnit astăzi pentru un schimb de idei, pentru un schimb de informații și pentru a creiona, să spunem, viitorul Uniunii Europene în contextul unei virtuale, să spunem, pandemii care se vine și în Uniunea Europeană. S-a discutat astăzi efectiv despre situația la nivelul Uniunii Europene, care este în momentul acesta stabilă, fără a preconiza în viitorul apropiat o modificare a acestui status. Dacă chinezii explicau că în luna aprilie coronavirusul își va face sfârșitul oarecum și se va termina această epidemie, la nivelul Uniunii Europene suntem pregătiți păstrând același mecanism pe care l-am avut de la declanșarea lui în decembrie 2019. Aș vrea să vă întreb din informațiile care există până acum, pentru că din păcate vin această pandemie deja a plecat într-o zonă în care informațiile publice sunt foarte greu de accesat. Se spune așa că, în general, tipul ăsta de virus se cam duce odată cu venirea căldurii. L-am auzit chiar și pe Donald Trump spunând chestia asta. Asta înseamnă că, pe măsură ce trece timpul, riscul pentru România este din ce în ce mai mic, adică venirea primăverii reduce, venirea căldurii reduce probabilitatea ca România să fie lovită de o epidemie? Specialiștii din domeniu certifică ca acest lucru, dar noi ca și stat în contextul Uniunii Europene suntem pregătiți ca să facem față oricăror, eu știu, excese de la acest parcurs al coronavirusului. În acest moment, pe teritoriul României nu există niciun caz? Nu avem confirmat niciun caz cu coronavirus, iar am avut astăzi, să spunem, satisfacția, dacă o putem numi așa, că în consensul european noi să fim cu un pas înainte, adică dacă Germania cerea și monitorizarea contactilor, noi facem acest lucru de la începutul epidemiei. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenția la ultima oră. Doamnă senator, convingător, domnul secretar de stat, am mai stat de vorbă cu dumneavoastră. Știu că, în general, e un om serios și când spune ceva, cum așa se întâmplă. Da, dar e nevoie de CSAT? E totuși nevoie de CSAT? Pot răspunde eu, dacă doamna, e nevoie de CSAT, pentru că avem măsuri de prevenție care vizează intrarea în țară a celor care au intrat în contact, cum sunt cei de pe acele nave de croazieră sau cei care au circulat nu numai în China. Totuși, care astea deja nu au venit acele termeni, stați puțin, pentru o ordonanță de urgență, iar care n-a fost bine pusă, trebuiau să achiziționeze niște termoscanere de astea. Nu s-a făcut treaba asta, pentru că n-a avut avizele necesare. Și iar, tocmai de-aia este necesară CSAT-ul, pentru că dacă declarăm această problemă o problemă de siguranță națională, în momentul ăla se pot lua măsuri foarte bune pentru a face prevenire. În un asemenea pericol, în asemenea epidemii, orice măsură de prevenire nu este puțin lucru. Da, totuși și treaba un termoscanner. Asta este un proiect blocat de domnul Teodorovici care voia să blocheze vama. Deci termoscanerul se achiziționate de actualul guvern. Pentru ce? Să-i scanăm pe oameni termic lucru când intră în țară sau cum? Domnul Vela a considerat că e mai important ordonanța cu trotinetele. Ce legătură au termoscanerele cu coronavirus? Dacă în seara aia s-ar fi stat pe această ordonanță cu termoscanerele, aș fi considerat că... Ce treabă au termoscanerele? Toți oamenii cu febră o să iasă că-s mai calzi decât ceilalți. Nu. Pentru intrarea în țară, la diverse puncte, a cetățenilor care au care au febră sau ce? Care
vin din contacte undeva în țări în care au fost, cum au fost reprezentanți. Dacă îți vine unul din China cu febră, eu zic că te gândești că ar putea, sau mă rog, îți iei măsura asta. Gândiți-vă că vorbim despre un virus nou, adică sunt deja tratamentele acestea ar trebui să fie cumva pregătite pentru virus care sunt cunoscuți. Adică aici ne confruntăm cu ceva nou și atunci ajungem iar la vorba domnului de la Alde. Hai, doamne, să facem ce se ate, că dă. M-a zis, Elena, numai Dumnezeu și măicuța Domnului, că zău, dacă n-am ajuns ca vreau să zic ca babele, ca doamnele mai în vârstă. Domne, avem noroc. Adică avem noroc că uite, vine acum martie, aprilie și se duce naiba orice fel de virus. Când l-am auzit pe Donald Trump spunând vine căldura în aprilie, se zicea în râs. Dar acum îmi dau seama că de fapt și noi suntem fix în aceeași situație. Da. Să dea Dumnezeu să vină căldura și să nu se mai împrăște virusul. Să ne uităm pe prognoze și să vedem că se încălzește în perioada următoare. Sigur că dacă vor să facă CSAT, să-l facă acum serios. S-au discutat atâtea probleme în CSAT de-a lungul timpului și asta a vorbit de evaziunea fiscală și de bercea mondială în CSAT și asta înseamnă că nu dansa cu el o săptămână mai târziu. Dar totuși avem și alte probleme mult mai grave. Vorba, doamna senator, de cazurile de gripă. Nu văd pe cineva luând în serios această chestiune. Avem mulți, mulți morți de gripă în România. Asta ar trebui să genereze o dezbatere publică totuși, serioasă. Puțin ca anul trecut, mai puțin ca anul trecut, dar în fiecare an mor mulți oameni de gripă. Hai să vorbim de o dezbatere serioasă, să vedem unde e legea vaccinării, să vedem ce se întâmplă în țara asta, de ce ajungem să băgăm în sertare această lege a vaccinării de la an la an și de ce se teme Parlamentul României, oricare ar fi componența lui, să dea o astfel de lege bine făcută și hai să generăm o dezbatere reală ca la anul să nu avem, chiar dacă mai puțin decât anul ăsta, dar să nu avem morți din cauza gripei, pentru că suntem totuși campioni prin țările din jurul nostru și din UE la acest capitol, ceea ce nu este ceea ce în regulă. N-ar trebui. Ceea ce n-ar trebui, sigur. Pentru că există această paranoia publică care a fost susținută inclusiv de fostul guvern, că vaccinurile nu știu ce provoacă. Haideți să fim serioși. Fostul președinte și fostul primar, nu exclude să candideze din nou? Haideți să vedem. O bat și pe Firea și pe Rareș la un loc. Deocamdată să-mi rezolv problema cu litigiul cu Cinesasu. Aha, știți, dacă se rezolvă până avantaj... Știți că am pierdut în prima instanță și aștept să mă duc la înalta curte. Dacă se clarifică, luați în calcul o candidatură? Hai să se clarifice și vedem. Fantăză. Dar în politică nimic nu e exclus. N-o fi exclus, dar o fi și probabil, doamnă senator, că la dumneavoastră acolo este, nu mai știți, deja nu mai știm cine e candidat, nici asta nu știți cine e candidatul, dar zicea așa, Traian Băsescu. Eu știu care este situația. În acest moment avem un candidat susținut de USR București, Nicușor Dan, și avem un candidat susținut de Plus București, Vlad Voiculescu. Da, îi bate Traian Băsescu pe toți? În această săptămână a avut loc o întâlnire între cei doi și soldată cu nimic, că am văzut. Da, da, se va ajunge, vă asigur că se va ajunge la o soluție și categoric avem nevoie de un candidat al Dreptei, un candidat unic. Dumneata care Nicușor Dan era la metrou, domnul Voiculescu își punea afișe în altă zona București. Traian Băsescu, sigur, dar până la urmă vor face echipă și asta este cel mai important. A lansat această petardă în spațiu public pentru a-i permite să intre cu PMP-ul la masa negocierilor. Este clar că dacă domnul Traian Băsescu să candideze foarte bine. Păi ia niște voturi de unde? De la PNL, nu nici măcar de la USR, nu cred că le ia. Ia de la PNL niște voturi. Domnul președinte a avut un mandat în Parlament pe care l-a părăsit, acum este în Parlamentul European și... Nu a avut un mandat la primărie pe care l-a părăsit. Să nu excludem că PNL-ul ia în calcul inclusiv candidatura domnului Rareș Bogdan, care este tot în Parlamentul European. Ceea ce cred că este important este până la urmă, apropo de problemele pe care le are Bucureștiul, că sunt niște probleme serioase și nu cred că trebuie să scoatem așa din pălărie un candidat, ci să ne uităm la oamenii care chiar s-au ocupat de problemele Bucureștiului și care pot veni cu niște soluții. Haideți să dezbatem pe soluții și nu pe niște candidați care ar putea veni așa cu o notorietate din altă parte, care să cumva ce faceți, domnule, dacă intră Traian Băsescu? Câștige procente electorale. A zis că bate și pe
Chiraș, și pe Rareș Bogdan și pe toată lumea. Dată la propriu, da. Partidul liberal la propriu, da. Era vesic, va prezenta candidații pentru toate primările Bucureștiului la începutul lunii martie, sfârșitul lunii februarie. Și noi suntem primii în toate sondajele în București, mergem înainte fără nicio problemă. Domnul Traian Băsescu este un politician liber. Este un politician liber. Domnul Traian Băsescu nu are cum să fie candidatul Partidului Național Liberal. Treaba dumnealui, de unde, dacă vrea să candideze, este un politic liber, poate să candideze. Fiecare partid cu destinul lui, al nostru nu este legat de domnul Traian Băsescu. Iar candidații noștri vor fi prezentați în două săptămâni și jumătate. Așa cum știți, eu, de exemplu, eu aș fi încântată. La primăria sectorului 1. Eu aș fi încântată ca domnul Băsescu să candideze. Domnule și domnule, rămâneți cu noi, începe imediat România la raport.